Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte de Cal, preacucernici părinți profesori, preacuvioși și preacucernici părinți, dragi absolvenți și iubiți frați și surori. Înainte de patima sa, Domnul Hristos le-a ținut ucenicilor săi un lung cuvânt de învățătură. Îl găsim scris în Evanghelia de la Ioan, în capitolele 14, 15 și 16, și din acest lung cuvânt de învățătură, pentru că îi mandata să meargă în lume, să convertească un întreg univers, din acest cuvânt de învățătură mă opresc doar la un singur verset, pe care acum vreau să-l pun în sufletele absolvenților noștri. Și versetul este următorul: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Cred că acesta este mandatul cu care Domnul Hristos și noi, dascălii voștri, vă trimitem în lume, într-o societate care vedem că are destul de multe neajunsuri. Să mergeți, roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Sigur că aici ați acumulat, ați adunat. Niciodată n-acumulăm destul. Toată viața trebuie să învățăm și să dăm. Pentru că, pe bună dreptate, un autor duhovnicesc care se gândea la misiunea pe care dumneavoastră o îmbrățișați, fie că veți fi preot, fie că veți fi dascăl de religie, fie că vă veți integra în lucrarea de asistență socială, de mânghierea suferințelor celor nevoiași, un autor duhovnicesc zice așa: eu m-am născut pe lume să dărui, să mă dărui oricând și oricând, să înalți pământul în cer, să dau mereu, mereu și niciodată nimic să nu mai cer. Deci Domnul vă rânduiește să mergeți și roada să aduceți și roada să rămână. Numai că roada crește și rodește. Dacă este nutrită, dacă este hrănită din harul Duhului Sfânt. Așa că nu fără noi, atunci când se face o hirotonie, să pomenesc două virtuți: credință puternică și viață curată. Vedeți? Ca roada să crească și să fie bogată, dumneavoastră trebuie să aveți o viață de teologi curați, de misionari ai Domnului Iisus Hristos curați. Și credință puternică, credință tare, credință pe care ați acumulat-o aici. Rugăciunea și viața în Hristos, întărită de harul Duhului Sfânt ce se revarsă prin taine, vă va ajuta să chiar faceți lucrul acesta. Acum, Domnul Hristos, acea cuvântare lungă, și-a încheiat-o cu o încurajare, pentru că le-a spus și lor: voi vă veți plânge și vă veți tângui și lumea se va bucura, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Însă șternă cuvântul cu următorul îndemn:
sau încurajare optimistă. În lume, necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Adică în numele Lui Hristos încercăm să biruim o lume rea. Chiar dacă avem necazuri, cu ajutorul Lui biruim această lume. Această lume în care multe lucruri nu merg, dar trebuie să le îndreptăm. Cu mulți ani în urmă, a mers o credincioasă la Mănăstirea Sâmbăta și l-a abordat pe Părintele Arsenie Boca. Și i s-a plâns de multe. Printre altele, i s-a plâns că nici preotul din parohia lor nu este grozav, grozav de dăruit. Și Părintele i-a spus lucrul următor. Te-ai plâns de multe, de neajunsuri pe care ți le provoacă oamenii și de faptul că nici preotul vostru nu e așa de râvnitor. Dar ea spune, unde a crescut preotul acesta? Păi la noi a crescut. Și cine l-a format? Păi noi, societatea aceasta. Așa cum sunteți voi, așa este și el. Adică creștem în această lume cu neajunsuri, cu neputințe, dar nu trebuie să ne mulțumim cu aceasta, pentru că Harul lui Dumnezeu ne poate întări și cine să remedieze, să restaureze o lume care are neajunsuri multe. Noi să restaurăm această lume în numele Domnului Iisus Hristos. Ei au fost doar 12 și au plecat cu toiagul în mână și au schimbat fața lumii. Noi suntem mai mulți. Să ne ajute Dumnezeu să schimbăm fața eparhiei, fața țării noastre și atunci cuvântul Mântuitorului pe care vi-l spune vouă astăzi, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, să vă adeveri prin roadele ce le veți aduce. Și încă o dată, nu vă lasă El singur. Curajul pe care le-a dat ucenicilor, vi-l dă și vouă. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.